Fostul antrenor din acte al FCSB-ului din sezonul trecut a fost prins la pariuri. CanCan.ro vă prezintă ca întotdeauna și dovada. Și, ca și când nu ar fi fost suficient, Leo Strizu a încercat apoi să dea lovitura la păcănele. Deținător al licenței pro, acesta și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu un an, surprinzându-i chiar și pe jucătorii roșalbaștrilor. Strizu a motivat că a făcut acest pas din cauza imaginii negative pe care un alt oficial i-ar fi făcut-o în mass media.